Cercetătorii spun că un bărbat are nevoie de aproximativ 70 de zile pentru a se îndrăgosti. De cealaltă parte, femeii îi trebuie o săptămână în plus. Ei bine, odată ce au fost răpunși de săgeata lui Cupidon, cine primul ar trebui să facă o declarație în acest sens și de ce? Femeile, fiindcă ele întotdeauna primele spun și fără cuvinte. Nu contează, nu pot alege. Eu cred că în egală măsură, ori bărbatul, ori femeia. Nu sunt reguli, știți? Dacă iubești, trebuie să zici, eu te iubesc. Cel mai bine ar fi ca băiatul să facă primul pas, deoarece el este bărbat în relație. Dar nu este exclus și ca domnișoara să facă primul pas. Eu mă gândesc că dacă este o femeie serioasă și frumoasă tare care se stimează, atunci trebuie să-i spună bărbat. Pentru că o relație merge doar atunci când bărbatul iubește mai mult fata. Nu are curajul. Ambele genuri trebuie să știi să spun te iubesc primii. Cred că bărbatul. De ce? Că e bărbat, el are primul cuvânt în casă. Consider că trebuie să spună cel care simte primul și când e timpul potrivit. Nu contează femeie sau bărbat. Bărbații. De ce bărbații? Pentru că ei sunt bărbați și sunt mai curajoși. E bine să spună când... ambii simt, numai că tot așa, nu contează cine spune primul, important să fie din suflet și să fie adevărat. Dacă și voi vă întrebați cine ar trebui să spună primul te iubesc, să știți că nu sunt reguli. Însă, cel mai bine este să declarați când chiar o simțiți. Poate să fie după 2 luni sau mai mult. Timpul contează mai puțin decât autenticitatea emoției și de acțiunile ce o însoțesc.